stația de tramvai la gara Basarab, unde sunt proprietară. Fiecare an plătesc impozit pe această bucățică de teren. Plătesc impozit pe teren la stația gara Basarab. Mă numesc Bozdoc Valeria, sunt la gara Basarab. În 2009 ne-a demolat. Am avut casă aici pe locul ăsta, casă. Am avut spațiu comercial, farmacie. Numai parțial mi-a dat banii pe casă și pe 37,88 m, chiar în stația de tramvai, nu mi-au dat nimic. Am toate documentele de la Curtea de Apel, de la toate, de la Înalta Curte de Casație, de la toate astea. Am fost peste tot unde s-a putut merge. Plătesc impozit în fiecare an pe acest teren, dar este intabulat. O să pun o barieră, da, ca să iau taxă la tramvai, ca să-mi scot bănuții. Am fost de nenumărate ori la primărie, dar dacă n-am bătut picioarele la primărie, la capitală, la toată lumea. Peste tot am fost. N-au ce să aștept, dar nu știu ce să aștept. Da, să aștept să mor. Păi zău, nu știu ce să aștept.